Bună dimineața, bine v-am regăsit, mi-a sărit și o carte, la mulți ani tuturor măriilor, la mulți ani surorii mele dragi, la mulți ani prietenilor mele, Maria, verișoarelor, am la Maria și bunica mea Maria și sora mea Maria și prietenele mele Maria, multe, deci am foarte multe mări pe care le iubesc, le îmbrățișez și cu siguranță și printre urmăritorii mei, printre clienții mei știu foarte mulți Maria, Marian, dar și printre urmăritorii mei sunt convinsă că sunteți foarte mulți care astăzi vă serbați. Dragii și dragele mele, la mulți ani din toată inima mea, să fiți fericiți și fiecare zi să fie magică pentru voi. Și să ne faceți și nouă zilele magice și mai frumoase. Bucurați-vă de această călătorie frumoasă pe pământ. Vă îmbrățișez și vă iubesc pe toți. Care este mesajul acestei zile frumoase, magice? Mă eliberez cu ușurință de trecut și am încredere în procesul vieții. Nu folosesc gunoiul mental de ieri ca să-mi creez experiențele de mâine. Creez gânduri noi și sănătoase și o viață nouă sănătoasă. Exact. Gândurile mai puțin prietenoase le eliberăm, ne eliberăm de ele și păstrăm toate gândurile frumoase, toate gândurile pozitive, optimiste, care ne ajută să ne creăm viața de vis, viața pe care ne-o dorim sau ne-o imaginăm, fiecare după felul și nevoile sale. Ok. Haideți să vedem. Horoscop general, așa cum v-am mai spus și ieri, vă ajută poate să primiți ceva confirmări, poate vă ajută să vă distrați un pic, poate îl luăm așa ca o emisiune de divertisment în care hai să vedem ce poate să mai fie. Nu le luați motamo, nu le luați ca și cum gata se întâmplă. Ce se întâmplă este ceea ce discutăm la cabinet sau la telefon, pentru fiecare în parte personal. Atunci punem datele tale și când vă arăt eu, uite, când vă arăt acum, asta este harta. În momentul în care ne facem astrograma personalizată, avem harta acelei persoane și vorbim fix despre ea, 100% despre ea. Acum vorbim despre toată lumea. Ok, ce facem astăzi? Începem cu berbecul. 8 septembrie, berbec. Astăzi analizați anumite planuri, le îmbunătățiți. La locul de muncă vi se ușurează cumva sarcina sau, mă rog, în urma îmbunătățirii nu mai aveți de făcut niște sarcini care vă oboseau sau nu mai aveți de rezolvat niște situații care necesitau foarte mult efort într-un fel sau altul. Și atunci este important să îmbunătățiți aceste planuri tocmai pentru a vă ușura munca, a eficientiza într-un fel timpul și a vă bucura de mai multă libertate și mai mult timp liber pentru alte activități. Taur. Astăzi Taurul și Taurii vor avea discuții romantice foarte puternice și chiar vor lua decizii legate de viața sentimentală, poate împreună cu partenerul să aveți ceva discuții sau de rezolvat, să puneți punct cap la cap o treabă, o situație. Ideea e că vă va aduce o stare de bine tot ce se va întâmpla la nivel de cuplu, pentru că veți avea parte de înțelegere, tandrețe, iubire, senzualitate, de ce nu. O zi bună pe partea asta personală. Gemeni. Gemenii sunt destul de agitați astăzi. Agitați pentru că au mai apărut niște probleme de rezolvat. Chiar și partenerul vine cu ceva sugestii sau reproșuri sau vine cu, și cu greutățile sale într-un fel sau altul și atunci ok, le-am pe ale mele, mai vine și ăsta cu astea, aoleu, trebuie să fac și așa, am uitat de nu știu ce. Vă veți aduce aminte de niște lucruri pe care nu le-ați rezolvat la timp și atunci vor fi ceva situații. Luați-le pas cu pas, sunteți foarte inteligenți, o veți scoate la capăt, dar e o zi destul de agitată. Da, se mai întâmplă și astea, așa creștem și evoluăm, învățăm. Rac. Racii au parte de o întâlnire
interesantă, surprinzătoare, care veți fi și scoși din zona de confort cu această întâlnire pe care nu o așteptați, dar în același timp va fi și de mare ajutor. Părinții, familia aduc îngrijorare într-un fel sau altul. Ar fi bine să vă liniștiți, mai ales dacă nu puteți să faceți nimic, adică indiferent și dacă vă stresați, nu se ameliorează cu nimic situația. Puteți să le fiți alături și ne calmăm, vedem ce e de făcut, ce avem de învățat de aici și cum putem să rezolvăm. Graba strică treaba. Leu. Leul este îndrăgostit, dar în același timp și îngrijorat, pentru că pierde foarte mult timp în activități care nu-i aduc bani și vă dați seama astăzi la timp, ok, eu pierd prea mult timp pe social media sau pe distracție sau pe nu știu ce chestie și uite că mai am multe de făcut, am niște planuri, vreau să le fac până la final de an, mai suntem și într-o perioadă de criză și eu pierd vremea. Veți fi un pic supărați pe voi astăzi, dar o să vă treacă pentru că vă reprogramați, vă dați așa un restart. Apare posibilitatea unei plecări. Posibil ca această plecare să vă aducă o mulțime de satisfacții în această zi. Fecioară. Fecioara este destul de sensibilă cu anumite persoane din jurul ei. Veți avea o confruntare într-un fel sau altul. Trebuie să vă țineți pe poziții, să vă spuneți adevărul vostru, fără să reproșați celorlalți. Nu fiți prea dure nici cu ceilalți, nici cu voi. Este o zi cu multe tensiuni, dar la final poate că veți bea un ceai, un vin, o cafea sau ce doriți voi împreună cu aceste persoane cu care aveți negocierea, discuția și veți transforma toată situația într-una constructivă. Să sperăm că așa va fi. Există potențialul să fie constructivă. Balanță. Pentru balanță, multe momente înțelepte. Este foarte înțeleaptă, are niște idei extraordinare astăzi. Mulți vin să vă ceară sfaturi. Vă vor suna persoane, uite vreau și eu aia, uite vreau și eu asta, cum să fac așa, cum să fac invers. Poate chiar vă veți gândi, băi, dar poate că n-ar fi rău să mă fac coach sau să mă fac nu știu ce ghid de ăsta, să-i ghidez pe ăștia, că uite, tot vin la mine care mai de care cu ce probleme. Da, veți fi foarte înțelepți și veți fi mândri că aveți atât de multă experiență încât să-i ghidați și pe ceilalți. La serviciu, în schimb, lucruri noi de învățat, dar vă bucurați pentru că vă place să învățați. Scorpion. Scorpionul, o întâlnire și o întâmplare interesantă și astăzi, pentru că multe din dorințele lui se îndeplinesc așa, astăzi au cerut, mâine se întâmplă. Tocmai de asta trebuie să fiți și destul de atenți. Astăzi intuiția voastră vă scapă să faceți o greșeală colosală la serviciu, așa că fiți încrezători în intuiția voastră, în gândurile pe care le aveți, în ceea ce simțiți, da? Pentru că altfel veți face o eroare destul de mare cu care veți plăti scump atât voi cât și echipa voastră. Mare atenție și cu condusul, pentru că poate veți fi destul de irascibil în trafic și să nu vă certați, să nu vă pierdeți energie inutil. Săgetător. Astăzi săgetătorii vor face o treabă bună la serviciu, vor face cadouri. Cadourile astea nu ne referim că duceți un cadou fizic, dar veți da niște informații, veți ajuta persoane care poate n-au meritat, dar voi vă arătați bunăvoința, iertători, binevoitori și săritori să-i ajutați pe toți. Vă doriți să explorați zone noi, începând de astăzi, și chiar vă puneți în plan noi activități, adică căutați pe Google, pe unde mai căutați voi, lucruri noi de făcut, pentru că vă doriți să experimentați tot felul de chestiuni. Capricorn. Pentru Capricorn, în această zi va aduce destul de multe încercări pe partea asta iubirii, a iubirii de sine, a copilului interior, lucru cu copiii. Poate că astăzi vă veți dedica unor copii, poate veți face un act de caritate dedicat sau destinat copiilor. Veți ajuta destul de mult, dar în același timp
puneți și puține sare pe rană, pe rana voastră interioară și vă dați voie să acceptați că încă mai aveți ceva probleme de rezolvat, poate din copilărie, poate cu copiii voștri, poate cu partenerul. Multe conștientizări legate de iubire și copil. Vărsător. Vărsătorii primesc vești bune astăzi și sunt într-un studiu continuu. Vor avea idei sclipitoare. Veți ști exact cum să faceți lucrurile, de ce, foarte calculați. Sunteți perfecționiști și dedicați scopului vostru, în special scopului financiar. Și astăzi puneți multe cărămizi la castelul, palatul pe care îl construiți. De asemenea, există potențial să petreceți mai mult timp acasă, să faceți ceva cumpărături pentru a schimba prin casă. Poate o perdea, poate ceva pe acolo, o vază, cumpărați niște flori, de ce nu? Pești. Pentru pești, această zi este minunată să iasă în natură și să petreacă puțin timp cu frații, surorile, cumnații, să faceți poate o ieșire seara, să mâncați cina împreună. Ideea este că aveți nevoie de rudele voastre, aveți nevoie de oamenii care vă sunt dragi. Lucrul ăsta vă aduce o liniște, o bucurie și vă încarcă. Da, aveți nevoie să vă încărcați cu puțină iubire. De asemenea, multe gânduri legate de credite, rate, diverse plăți pe care le aveți de făcut. Încercați să vă eliberați și cât de cât le veți rezolva. Până la urmă trebuie să le rezolvați, da? Dragii mei, acestea au fost previziunile acestei zile. Vă îmbrățișez cu drag și să ne bucurăm de încă o zi magică. La mulți ani tuturor măriilor!